Cine are de gând să călătorească în curând în Uniunea Europeană, dar nu vrea să stea în carantină, va putea folosi așa numitul certificat verde de vaccinare sau pașaportul anticovid. El va fi emis de autoritățile de la București începând cu 1 iulie 2021. Trebuie spus de la început că acest certificat nu va înlocui documentele oficiale de călătorie, adică pașaportul sau cartea de identitate. Oficialii din Ministerul Sănătății spun că acest document de vaccinare va putea fi descărcat de pe o platformă oficială, Aparținând serviciului de telecomunicații, platformă în care trebuie creat un cont personal. Apoi, platforma în cauză ne va trimite un link pe adresa de e-mail de unde putem fie să printăm certificatul în format fizic, fie să-l păstrăm pe telefon sub formă de poză, e-mail sau PDF. Cel mai important element va fi un așa numit cod QR, cel care va fi scanat la trecerea frontierelor. Codul QR atestă autenticitatea documentului și va da informații privind vaccinarea unei persoane, testarea negativă pentru COVID-19 sau faptul că a trecut prin boală. Dacă certificatul este pierdut, va exista posibilitatea de a avea acces la un nou certificat chiar prin platformă.